faceți dumneavoastră aceste zile de post în care credincioșii sunt ținuți fizic departe de biserică, de viața bisericii în general? Este un fel de a spune că lumea este ținută departe de biserica cu B mare. Adică putem să spunem că suntem privați cumva de intrarea noastră în biserică. Dar de biserica cu B mare nu putem fi despărțiți. Adică Hristosul din noi nu poate fi luat decât cu voia noastră. Și ce să spun, este și o școală a vieții. Eu așa o văd, cel puțin asta este părerea mea și nu înseamnă că ceea ce spun este definitoriu, adică e literă de lege ceea ce văd eu. Dar ceea ce mărturisesc acum este și o constatare a mea și din legătura pe care o am cu mai mulți duhovnici, în care am foarte mare încredere. Deci cumva este o vedere comună vis-a-vis de ceea ce spun. Nu lansez o părere proprie, ci lansez o părere a bisericii. O părere a mai multor duhovnici în care avem încredere. Așa este bine întotdeauna să ne probăm cumva lucrurile, pentru că atunci te afli pe o poziție mai smerită, că smeriți nu suntem niciunii dintre noi, dar cumva atunci când nu te încrezi foarte mult în ceea ce simți tu și îți probezi lucrurile și cu altcineva, atunci ești pe o poziție bună. Și așa cum am spus, este o școală a vieții, este foarte important cum vedem lucrurile. Pentru că, dincolo de ceea ce se întâmplă, fiecare persoană traduce ceea ce îi se petrece într-o anumită cheie. Și eu, de nenumărate ori, am vorbit despre lucrul ăsta, că contează foarte mult ce se află în lăuntrul nostru. Și cu ocazia asta vin și cu o pildă, pentru că așa înțelegem cel mai bine. Spune că era odată un bărbat lângă o oază, la intrarea într-un oraș din Orientul Mijlociu, și s-a apropiat de un tânăr și l-a întrebat: n-am fost niciodată aici, ce fel de oameni trăiesc în orașul ăsta? S-a interesat omul la intrarea în oraș la cineva care îl vedea că este băștinaș, că este de acolo. Și bătrânul i-a răspuns așa, dar zice: dar ce fel de oameni erau în orașul din care ai plecat tu? La care l-a zis: erau niște persoane egoiste și rele, am plecat de acolo că m-am săturat, nu mai pot să-i supor și nu știu ce. La care bătrânul îi spune, zice: și aici vei întâlni oameni identici cu aia. Și în sfârșit, omul pleacă, își vede de treabă și peste puțină vreme mai vine cineva și îl întreabă la fel: ce fel de oameni sunt în orașul ăsta, că vreau să intru în el și vreau să mă cazez, să stau. La care omul îl întreabă la fel, adică îi răspunde cu o întrebare: dar din locul de unde ai plecat, ce fel erau oameni? Vai, erau niște oameni atât de buni și atât de putare și de putare. Și aici la fel. Cineva care era în preajma lui și l-a auzit, îl întreabă: cum, zice, domne, zice, după ce au plecat ăla, cum, domne, poți să spui, să dai două răspunsuri atât de diferite unor oameni? De ce? Până la urmă ți-ai bătut joc de ei, că, da. Și zice: fiul meu, fiecare poartă propria sa lume în inima lui. Oricine nu a găsit nimic bun în trecut, în acele părți unde a fost sau de unde a venit, va găsi același lucru. Același lucru, adică și noi, contează foarte mult ce avem în noi. Un creștin care aduce o viață, să zicem așa, corectă, dacă putem să ne exprimăm așa, ar trebui să aibă pace, ar trebui să aibă echilibru, ar trebui să aibă încredere în Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce se petrece, ar trebui să înțeleagă foarte multe lucruri într-un duh bun și să le traducă într-un duh bun și într-un duh din care să poată folosi. Deci problema noastră, acerbă la momentul ăsta, eu cred că nu este ceea ce vine din afară, ci ceea ce este lăuntric în noi. Merităm noi perioada asta? Da, poftim? Merităm noi perioada asta de despărțire cumva? Dar cine spune că nu merită, deja are o problemă. E ca și cum, știi, ai spune: măi, eu sunt smerit, sunt bun, le am pe toate și nu. Dar nu într-un chip, cum să spun, deznădăjduitor. Avem posibilitatea în perioada asta
să, cum să spun eu, să ne împărtășim de Hristos în toate modurile posibile pe care biserica ne le pune înainte. Da? Știm foarte bine și eu am și postat și am pus, tocmai când erau întoi discuțiile, cele 5 împărtășiri de la Părintele Cleopa, care ne le mărturisește Părintele Cleopa, dar care sunt ale bisericii, nu sunt ale Sfinției sale. În câte moduri se poate împărtăși oamenii, neexcluzând niciodată împărtășirea cu Hristos din linguriță. Adică trebuie să fim foarte bine înțeleși. Că deja a apărut, și nu vreau să intru în subiectele astea, pentru că noi trebuie să ne folosim, dar au fost persoane care au tradus, să spunem așa, într-o cheie care nu este corectă, că cineva ar fi spus că înlocuiește pe Hristosul din linguriță alt mod de a, spre exemplu, rugăciunea inimii și așa mai departe. Deci Hristosul din linguriță nu poate fi înlocuit, dar atunci când el este, când tu ești privat, adică nu mă duc la biserică pentru că nu vreau, ci pentru că există o situație, atunci mă pot împărtăși cu siguranță, da? Și spune Părintele Cleopa că prima împărtășire este cea din linguriță, cu însuși trupul și însuși sângele lui Hristos. A doua cale de împărtășire despre care ne vorbește Sfântul Vasile cel Mare este împărtășirea duhovnicească prin rugăciune. Și aici fac o mică paranteză, că și la întâlnirea care am avut-o cu Părintele Răzvan Ionescu, spuneam de faptul că foarte mulți dintre cei care vin la sfătuire, la spovedici și așa mai departe, acuză că nu pot face foarte multe lucruri din cauza timpului. Deci, părinte, n-am făcut aia pentru că n-am avut timp. Deci timpul este inamicul numărul unu. Și constatăm acum, din discuțiile pe care le avem cu aceleași persoane, că având timpul la dispoziție, tot nu fac. Și părintele a spus foarte frumos, zice, domnule, nu este vorba de timp, ci este vorba de disponibilitate, de capacitatea noastră de a ne face disponibil la o legătură reală cu Hristos. N-am înțeles. Facem rugăciunea, dar o facem de tipic, în sensul că ne rutinăm și citim doar, dar de fapt nu ne rugăm și așa mai departe. Deci împărtășirea duhovnicească mai este o împărtășire de Dumnezeu pe calea rugăciunii. Al treilea fel de împărtășire este pe lucrarea poruncilor lui Hristos, așa spune, pe poruncilor biserici. Da? Deci avem la îndemână o grămadă de modalități prin care să împlinim poruncile. Da? Și e mult de discutat și aici, n-aș vrea să lungim, pentru că aș putea să lungesc foarte mult, da? Discutând despre porunci, câte lucruri se pot împlini și ce reprezintă cuvântul poruncă. Am spus la un moment dat că poruncă, cineva spune că poruncă nu consonează cu iubire. De ce Dumnezeu ne-a dat porunci? Pentru că Dumnezeu, iată, totuși ne-a zidit cu libertate și vrei să mergi la biserică, mergi. Vrei să împlinești ceva, împlinești. Deci nu, este poruncă, dar totuși avem libertatea să o facem sau să nu o facem. Și Părintele Sofronie, dacă mi-aduc aminte bine, spunea că își pusese aceeași întrebare, cum consonează, cum se armonizează cuvântul poruncă cu iubire, că Dumnezeu este iubire. Și că la un moment dat, în bisericuță, fiind singur în altar, au intrat doi tineri îndrăgostiți, care au tot discutat, ei s-au închinat pe la icoane și așa mai departe, și la un moment dat fata i-a cerut ceva băiatului și băiatul i-a spus așa, porunca ta pentru mine este, dorința ta pentru mine este poruncă. Și atunci i s-a dezlegat cuvântul poruncă. Ia uite, dorința ta, Doamne, da? Pentru mine este poruncă. Adică din iubire fac lucrul ăsta. Că te iubesc. Altfel n-ar fi spus tânărul, dorința ta pentru mine este o simplă dorință. Dar pentru el era ca o poruncă în sensul că o considera poruncă din iubire, nu din... Da. Spune Scriptura, cel ce mă iubește pe mine și are poruncile mele și le păzește, eu și Tatăl vom veni la el și locaș vom face la dânsul. Nu reproduc exact din Scriptură, dar cumva. Deci, iată, Scriptura ne mărturisește că atunci când cineva împlinește poruncile, este scris în Scriptură că eu și Tatăl și Duhul Sfânt, da, vom veni și vom face locaș în inima lui. Ce vrem mai mult de atât? Adică, da, această întreaga treime.
această disponibilitate probabil că ar putea veni și de la primirea păcii sufletești prin căutarea credinței, nădejdei și dragostei. Sigur, prin sigur. Acestea trei să dobinești și pacea, iar pacea fiind dobândită, să ne transformăm timpul într-unul mai lung, mai mare, mai, cu o mai mare disponibilitate către rugăciune, către viața bisericii, mă gândesc. Da, de asta și spun că depărtarea aceasta de biserică, n-a venit nimeni să spună că, domnule, te-am oprit de la biserică forever, pentru totdeauna. Există o logică în spate, există o explicație, statul vine și îți aduce... Și atunci tu te gândești, mă, dacă, spre exemplu, acest lucru se prelungește după termenii pe care statul i-a dat, adică să zicem, domnule, să termină cu toată povestea asta, și cineva îți îngrădește libertatea ta religioasă, atunci înțeleg. Dar în momentul că atunci vei avea de luptat, să spunem așa, vei avea de luptat cu sistemul. Și atunci trebuie să fim foarte atenți cum luptăm cu sistemul. Adică care este modalitatea noastră de luptă a creștinilor? Că nu este ieșirea din biserică, ci este intrarea în biserică, dar, cum spunea și Părintele Necula odinioară, adică intrarea în biserică înseamnă ce? Punerea în genunchi, aia e prima luptă. Dar nouă ne este mult mai simplu să intrăm pe rețelele de socializare și să ne arătăm mușchii acolo, arătând cât de credincioși și de mărturisitori suntem noi. Păi mărturisirea cea mai elocventă pentru a dovedi că eu sunt un bun creștin este atitudinea mea. Este felul în care eu mă raportez față de semeni, față de situațiile de criză, față de tot ceea ce vine negativ asupra mea. Felul în care mă raportez mă descoperă pe mine a fi un bun creștin sau a nu fi un bun creștin. Iar alții vin și spun, cum, dacă accepți ce spune ăla, ești trădător al bisericii și așa mai departe. Nu mi s-a pus în vedere că trebuie să renunț la Hristosul meu pentru ceva. Și lăsând, ca să revenim la ce am spus, era al patrulea fel de împărtășire prin auz. Predicile, slujbele, iată, avem la îndemână o sumedenie, nu mai vorbim de tehnologia de astăzi, și aici este un subiect foarte amplu, dar nu vrem să-l dezbatem acum, pentru că ne-ar lua foarte mult timp. Putem să ne împărtășim, nu simțim noi străpungere inimii. Eu, cel puțin la duhovnicul meu, când mă duceam, și era un loc destul de intim acolo, la mănăstire, și chiar și acum, dacă mă duc, dar acum slujesc împreună, dar înainte să fiu preot, da? Căutam să mă duc undeva și mă așezam în genunchi să absorb, ca să spun așa, toate cuvintele lui. Simțeam străpungerea inimii în anumite momente ale predicii și așa mai departe. Și era o împărtășire. Chiar dacă înainte când a ieșit părintele cu potirul, n-am fost pregătit să mă împărtășesc. Da? Pentru împărtășire trebuie să fii pregătit. Vrednici nu suntem niciodată, dar pregătiți. Da, exact. Al cincilea fel de împărtășire este pe calea miridelor. Adică vedeți totuși faptul că noi putem să slujim în biserică. Chiar dacă slujim singuri, da? este un moment. Dar totuși fiecare duhovnic care este să respectă, să spunem așa, da? Își pomenește ucenicii, își pomenește apropiații, îi pomenește pe toți ce are împrejur. Telefonul meu este plin de mesaje. Părinte, rugați-vă și pentru X, rugați-vă și pentru Y și așa mai departe. Îi porți în inima ta pe toți oamenii ăștia. Atunci, într-adevăr, poți să spui că ești un creștin. Deci, a fi depărtat de biserica cu B mare, adică de trupul lui Hristos, este imposibil atunci când sufletul tău și lucrarea ta lăuntrică este în direcția asta. Eu așa văd lucrurile. Dacă cine mă cunoaște foarte bine, știe că nu sunt o persoană fricoasă și că nu sunt o persoană care mă dau înapoi la, știu eu, la anumite lucruri. Pentru că oamenii mă cunosc foarte bine, care mi este firea. Și înainte să fiu preot și după ce am devenit preot. Deci nu sunt un om care să mă dau lături. Dar cu mila lui Dumnezeu și cu sfătuire și așa mai departe, trebuie să știm când să facem lucrurile și cum să le facem. Pentru că există posibilitatea să greșim. Și e mult de vorbit, dar probabil în următoarele întrebări vom mai reveni asupra subiectului, vom mai atinge
E vorba și de ascultare și de multe lucruri, dar haideți să închidem prima întrebare și să mergem către a doua. Ca o completare, aș putea spune că noi creștinii, mai ales noi mirenii, ar trebui să înțelegem că biserica este reprezentată de o sinodalitate. Ori sinod înseamnă împreună pe aceeași cale. În momentul în care ne depărtăm unul de altul, ne pierdem pacea și automat pierdem și comuniunea cu biserica. Ori asta nu poate să nască în noi apropierea de Dumnezeu, ci depărtarea de Dumnezeu. Aici există un impediment în calea sufletului unora.